Dacă veți ajunge în Parlament, ce intenționați să faceți pentru a repara marea nedreptate care li se face românilor deposedați abuziv de comuniști de cetățenia română și cărora, iată, astăzi li se cere să-și redobândească ceva pe care l-au avut întotdeauna. Ca să dau un exemplu cât se poate de semnificativ, este cazul domnului Paul Goma, un simbol al rezistenței anticomuniste, care, iată, este pus în situația de a cere guvernului României ceva pe care dânsul nu dorește să-l ceară, pentru că dânsul este român, este născut în România și are acest drept prin Constituția țării. Deci, doamna Ana Birchall. Da, dumneavoastră a spus foarte corect un lucru care pentru mine, acum ca avocat vorbind, și pentru orice om de bună credință, este un nonsens. Ce să redobândesc dacă eu n-am renunțat la cetățenia română? Sau când am renunțat cu pistolul la tâmplă sau obligat de împrejurări, deci e oricum viciu de consimțământ, cum se spune în drept. Deci, printre primele mele inițiative legislative va fi nu numai simplificarea procedurilor de acordare a pașapoartelor, dar și de redobândirea cetățeniei române, când voi obliga statul român să dea din oficiu, să redea din oficiu cetățenia română, pentru că celor care nu au renunțat. Pentru domnul Timoc. Deci eu sunt unul dintre cazurile care a renunțat odată la cetățenia română. După ce am fugit din România, am vrut să-mi exprim opinia față de statul comunist, renunțând la cetățenia română, și am renunțat la ea. Mai târziu mi-am redobândit cetățenia română și m-am și repatriat, altfel nu puteam să candidez. Deci cunosc foarte bine problema și cunosc foarte bine situația a foarte multe persoane care... Presiune pe noul guvern al Statelor Unite, prin calitatea pe care o aveți, desigur, pentru a renunța la obligativitatea vizelor de intrare în SUA pentru cetățenii români, având în vedere că România, un aliat fidel al SUA în cadrul NATO și membru al Uniunii Europene, este tratată discriminatoriu față de alte state cu același statut. Deci răspunsul este afirmativ, da, voi face acest lucru. Rămâne de văzut în ce măsură se vor putea realiza aceste lucruri, în sensul că statul american este independent și face deciziile independent de ceea ce se întâmplă în România, dar sunt convins că un parlamentar ca cel care sunt eu, cu două cetățenii, și cetățenia americană și română, ar putea avea o influență asupra schimbării poziției statului american. Atât cu oficialii americani din România, dar și cu oficialii americani din Uniunea Europeană, pentru că eu cred că se poate rezolva această problemă. Sunt supărată personal că noi nu știm să negociem mai bine, că parlamentarii noștri sau cei care lucrează, în special la Ministerul de Externe, nu negociază mai bine și nu promovează până la urmă interesul României cu o voce mai puternică. Deci sunt convinsă că se... Mulțumesc. Întrebarea numărul 6, prima va răspunde doamna Birchall. Ce proiecte aveți pentru a stimula întoarcerea românilor plecați la muncă în străinătate, întoarcerea lor lângă familiile pe care le au în România și a încuraja pe cei stabiliți în SUA să investească în România? Asta e prima parte a întrebării, iar a doua parte este: cine credeți că se face vinovat de faptul că milioane de români au ales să-și părăsească țara după Revoluție și ce proiecte aveți pentru a opri acest adevărat export de valori intelectuale românești în străinătate? Acasă e acasă. Indiferent că poate la un moment dat, da, la un moment ne-am creat un alt locșor, dar cu toții, tuturor ne este dor. 89, după Revoluție, imediat am deschis o filială a firmei mele în România. De atunci până acum am pregătit peste 100 de studenți în domeniul electronicii Firma mea continuă să activeze în România. Noi, în România, prin firma mea, proiectăm instrumente care se livrează și sunt folosite la NASA. Tot ce se poate face în România, facem în România pentru NASA. Contractele mele, deci eu în momentul de față, dețin un contract major de la NASA pentru a produce un instrument pentru o navă spațială care va fi lansată pentru planeta Marte. Am pregătit acești studenți, 100 de persoane, sunt la curent cu tot ce se întâmplă în România în materie de ce se întâmplă cu inginerii, care sunt salariile și ce trebuie făcut ca să rămână acolo. Dintre peste 100 de persoane pe care am pregătit, circa 10% au plecat din România. Nu se poate opri complet acest brain drain. Unii au plecat în Germania, unul este în Canada, dar am reușit pe foarte mulți dintre ei să rețină în România, bazat pe un salariu excelent, relativ vorbind excelent, deci excelent comparat cu ceilalți, pentru că suntem între români, excelent înseamnă circa $1000 în mână pe lună și condiții de lucru cât mai bune posibile și de asemenea o muncă cât mai interesantă. Deci un domeniu în care sunt specialist, mă pricep, am făcut-o, am realizat-o. Următorul lucru care îl voi face în România este ca parlamentar voi iniția o lege care este similară cu, și va trebui să o spun în limba engleză, se numește Small Business Innovation Research Program, ceea ce pe scurt îi spune SBIR. Este un program american care funcționează de circa 40 de ani în America, la care eu am participat de la început. Prin acest program eu am luat contractele mele de peste $10 milioane pentru echipament electronic, pe care l-am livrat la NASA tot timpul acesta. Și acesta este programul pe care eu îl cunosc foarte bine cum funcționează în America și îl voi iniția în România. Îl voi iniția cu scopul de a reține talentul românesc în România. Este un mare păcat că statul român cheltuie sume enorme de bani pentru școlarizarea multor persoane și care după aceea pleacă. Deci eu am făcut-o, am realizat-o, cunosc situația foarte concret și o voi acționa acum prin lege la scară națională. Vă mulțumesc!